417 milioane pentru realizarea a 89 de obiective de investiții în județul Mehedinți. Banii au fost alocați de la bugetul României și vin pentru realizarea a trei tipuri de lucrări: realizare sisteme de alimentare cu apă și canalizare, dar și pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport. S-a stabilit lista obiectivelor de investiții care vor fi finanțate în perioada 2015-2018 în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală. Județul Mehedinți are cuprinse în această listă 89 de investiții. Dăm la o parte pe cele trei din municipiul Dobrota, Turnu Severin, despre care am mai vorbit și ieri, cele trei bulevarde, Porțile de Fier, Splai Mihai Viteazu și Tudor Vladiuescu, astfel că ne rămân în județ 86 de obiective de investiții. Din acestea, 86, 5 sunt finalizate, urmează să fie recepționate în cel mai scurt timp, astfel că în momentul de față se lucrează în aproape 80 de șantiere, pentru că mai sunt câteva lucrări care încă n-au fost începute, pentru că, neavând sursa de finanțare, nu puteau să înceapă lucrările. Din banii alocați de la bugetul de stat, nu s-a reținut nimic la bugetul Consiliului Județean pentru lucrări de întreținere sau asfaltare pe drumurile județene. Acest lucru datorită faptului că în bugetul județului au fost cuprinse sume suficiente din care să se poată asigura, pe de o parte, întreținerea drumurilor județene, iar pe de altă parte, realizarea de investiții. Părerea mea este că la anul se va lucra în plin, banii sunt asigurați de la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Dezvoltării, astfel încât nu oprește nimeni și pe primari și pe constructori să lucreze pe aceste trei categorii de lucrări: drumuri comunale, rețele de alimentare cu apă și rețele de canalizare. Atunci când spunem drumuri comunale, ne referim la asfaltare sau la pietruire? Toate drumurile comunale care au fost acceptate în Programul Național de Dezvoltare Locală au în vedere modernizarea lor în sensul de a fi asfaltate. În consecință, întreaga sumă care a venit până acum și care va veni de acum încolo în județ va veni în exclusivitate pentru obiective de investiții în cele 66 de unități administrativ-teritoriale pentru apă, drumuri și canalizare.